Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Încep prin a întreba pe doamna secretar dacă avem vorul. Da, domnule președinte, sunt prezenți 17 consilieri locali, absentează 4, domnii consilieri Muscalu Ionel, domnul Ionită Ciprian, domnul Joacă Ionuț și domnul Caragiu Gheorghe. Mulțumesc! Atunci declarăm ședința deschisă. O să vă rog să ascultăm intonarea imnului de Sala României. Să începe discuția aici. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Scuzați-mă, comisiile. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanță, Administrație Publică Public și Privat. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineți? Nu sunt. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 104 privind aprobarea regulamentului privind gospodărirea municipiului Giurgiu, obligațiile și răspunderile instituțiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice și juridice. Avizul administrației publice locale, juridice și disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, administrației public și privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Agricultură și Turism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 127 privind aprobarea regulamentului Comisiei Sociale de Analiză Soluționarea Celor de Atribuire a Locuințelor pentru tineri construite prin AML, administrarea, exploatarea și închirierea acestora aflate pe raza municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridice și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, administrarea domeniului public și privat. Aviz favorabil. Dacă sunt ceva discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.
Proiect de hotărâre numărul 4 pe ordinea de zi, privind aprobarea regulamentului Comisiei de Analiză și Soluționarea Cererilor de Locuințe și Îndepartizarea Locuințelor pentru Tineri, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora pe raza municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, nu sunt. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc mult. Proiect de hotărâre numărul 5 pe ordinea de zi, privind darea în folosință gratuită a unui teren situat în punctul de trecere a frontierei Giurgiu către Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Giurgiu. Avizul comisiilor de specialitate, administrație publică locală, juridică și disciplina. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, administrarea domeniului public și privat. Aviz favorabil. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre numărul 6 pe ordinea de zi, privind darea în administrarea spațiului din imobilul situat în șoseaua Vorbozei numărul 194, municipiul Giurgiu, către Societatea Giurgiu Construcție Editare SRL. Avizul Comisiei Administrației Publică, Administrație Publică Locală, Juridică și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotriva, abține, nu sunt, mulțumesc mult. Proiect de hotărâre numărul 7, privind modificarea componenței nominale a unei comisii de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și de Disciplină. Aviz favorabil. Sunt ceva discuții? Nu? Trebuie să propună, scuze. Bun, domnul Gâdea, vă rog. Este vorba de Comisia Juridică. Da, mi se pare întemeiată propunerea dumneavoastră. Dacă sunt și colegii de acord, supun la vot propunerea domnului Gâdea. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu sunt. Doamna secretar, este în regulă? Trecem mai departe? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 8, pe ordinea de zi, privind modificarea statului de funcție al Direcției Administrare Active din proiecte cu finanțare europeană. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridică și Disciplină. Aviz favorabil. Ceva discuții? Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc mult. Proiect de hotărâre numărul 9 pe ordinea de zi, privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții ceva pe tema rectificării? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 10 pe ordinea de zi, privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul cu numărul 18 pe ordinea de zi, privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare pentru semestrul 1 al anului școlar 2021-2022, aferente unităților de învățământ din municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Învățământ, Sănătate, Social, Culturale, Sportive, Culte și Familie. Dacă sunt ceva discuții pe această temă, nu sunt. Supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Proiectul cu numărul 12 pe ordinea de zi, privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul
10.076 din 9.06.2010, încheiat între municipiul Giurgiu și Beian Mihaela și Beian Dumitru, pentru terenul situat în strada Barțepeș, adiacent numărul 50A. Dacă sunt discuții. Bun. Avizul Comisiei de Asociație Publică Locală, juridice disciplină. Avizul Comisiei de Asociație Publică Locală, mulțumesc. Dacă sunt discuții, vă rog. Nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Nicolescu? Da. Mulțumesc. Împotriva, abțineri? E o abținere, văd, da? Domnul Nicolescu, o abținere, da? În regulă. Proiectul cu numărul 13 pe ordinea de zi, privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. aferente anului 2021, avizul Comisiei de Buget Finanțe, Partea de Domeniul Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții sunt? Dacă nu sunt discuții, aș prefera să fac eu o discuție aici. Pentru că am observat cu tristețe și dezamăgire că singura societate, nu singura, una din puținele societății ale Consiliului Local, care până acum a fost sănătoasă și a mers pe profit de anul trecut, a intrat pe pierdere și pentru o sumă derizorie de numai 17.000 de lei. Dacă aș fi știut că ăia 17.000 de lei le trebuiau să fie pe profit, îi chemam să monteze mie două becuri în curte și le dau 17.000 de lei. Ne greu să cred că primăria nu a găsit prevedere bugetară ca să poată asigura încă 17.000 de lei astfel încât GSP-ul să rămână pe profit, pentru că, fiind pe pierdere, va fi foarte greu să ne lipim de fonduri europene în viitorul apropiat de această societate. Și tot, cu toții ne dorim ca aceste societăți comerciale, așa cum sunt ele care se mai și împiedică, GSP-ul nu se împiedica până acum, ar fi fost de dorit să poată accesa și ele, în virtutea PNRR-ului care bate la ușă, ceva programe pentru dotarea cu utilaje sau pentru alte obiective pe care le au. Pentru 17.000 de lei, 17.000 de lei. Noi nu am reușit să ținem pe profit. În schimb, o să vedeți la proiectele de hotărâre următoare că avem la fază publică 1 miliard profit. Nu e rău asta, nu spun că e rău din contră, dar cred că ar fi putut, nu știu, fază publică să-și monteze o instalație nouă în sediul pe care l-au cu GSP-ul și să fie și GSP-ul cu profit și în fază publică să rămână. Că nu cred că ne încălzește foarte mult că avea fază publică 1 miliard profit sau avea 70.000. Dar ne deranjează extrem de mult faptul că GSP-ul, o companie, repet, care consecutiv a avut profit, anul ăsta se intre pe pierdere. Asta e opinia mea. Eu am avut discuțiile astea în cadrul primăriei de anul trecut, în septembrie, și cu domnul director Răcaru și l-am rugat să nu cumva ca GSP-ul în anul ăsta să iasă pe pierdere, pentru că ne bat fonduri europene la ușă și nu se putem să ne lipim de el. Nu s-a întâmplat asta. Și uite că avem o companie sănătoasă care e cu pierdere, din păcate, și care nu se poate să lipească de proiecte europene. Mulțumesc! Am vizele de-am... Da? Vă rog, domnul. Vă rog. Domnul vice, cred că aveți dreptate în tot ceea ce spuneți. Și nu e numai GSP-ul în situația asta, cred că și construcție viitoare. Am înțeles că dacă nu-i dăm ceva de treabă, probabil că până la sfârșit, probabil va intra în faliment. Și vor rămâne niște oameni fără locuri de muncă. Trebuie să avem grijă pe viitor, după părerea mea, cum repartizăm bugetul pe fiecare de concentrată a primăriei, pentru că sunt destule de făcut în orașul ăsta. De la tunsul ierbii și până la gropile care sunt în asfalt peste tot. Și avem ce să le dăm de muncă, doar că trebuie să ne ocupăm un pic, să le dăm bani, pentru că fără bani oamenii ăștia nu se poate să facă nimic. Dacă mai sunt alte discuții. Da, domnul Pălău, vă rog. Este un subiect destul de sensibil și așa cum a spus și domnul Mărăiu, aceste societăți trăiesc și sunt profitabile dacă primăria le lansează comenzi. Nu e corect să lăudăm pe unii și să judecăm pe alții că au profit sau nu au. Pentru că ambele, sau atât GSM-ul, GSP-ul și construcție digitale și ce mai avem noi, depind foarte mult de contractele pe care primăria le alocă. Că unii sunt mai frumoși și alții mai puțin frumoși, nu mi se pare corect să judecăm de fiecare dată în aceeași măsură. GSM-ul a ajuns să aibă pierdere și să fie în insolvență pentru că nu i s-a mai dat de lucru.
GSP-ul este, așa cum a spus Perla Coroanei, la primăria Giurgiu, pentru că iluminatul public și măturatul stradal sunt niște servicii absolut necesare pentru funcționarea unui oraș în condiții normale, ca să nu... Deci, trebuie să-i ajutăm cu fonduri din partea primăriei în egală măsură. Avem nevoie atât de iluminat cât și de curățenia pe străzi sau tăiatul ierbii și alte servicii pe care aceste societăți le oferă. Faptul că au ajuns să aibă pierderi este, așa cum a spus și dumneavoastră, un lucru de nedorit. Poate că dacă se făcea o analiză timpurie a situației financiare de acolo cu două luni de zile înainte de finalul anului, această situație nu ar mai fi arătat astăzi așa. Cam asta am avut de sub. Dar cu o singură intervenție, aș avea o întrebare. Cu autobuzele ce facem? Am înțeles că de la întâi vă funcționa, nu? Vă propun să facem discuția la punctul de diverse și o reținem pentru finalul ședinței. Vreau să spun încă o dată că nemulțumirea mea este, în primul rând, pentru că pierderea pe care o are în act această pierdere este o pierdere foarte mică care putea fi evitată. 17.000 de lei este o pierdere extrem de mică. Impactul ei este unul major, dar ea ca și cuantum este foarte mică. 17.000 de lei este aproape nimic. Cred că orice comandă măruntă de la GSP are o valoare mai mare de 17.000 de lei. Asta era principala problemă, că dacă erau 300.000 de lei, 400.000 de lei, înțelegeam. Păi asta e, a fost pe pierdere. Dar 17.000 de lei nu era o chestie care să nu se poate rezolva. Totodată, precizez și acum și aș vrea să fiu destul de clar, consider că aceste companii municipale n-ar trebui să stea mai cu mâna întinsă la primărie, atât pentru contracte și în limita aia 20% pe care o au conform legii, să-și caute și alte surse de finanțare. Doi la mână, nu cred că ar trebui să stea numai în așteptare ca primăria Giurgiu, prin direcția de programe europene, să întreprindă activități pentru a accesa fonduri europene. Sunt companii, unele dintre ele, că profit, se pot orienta și ele către o consultanță pentru a accesa ceva pe fonduri europene singur. E o chestie care ar trebui făcută. Părerea mea. Mulțumesc tuturor colegilor, dacă mai sunt discuții, dar mai are domnul Bradu. Pentru că vreau să vorbesc la alte societate, să vorbesc pentru toate acum. 17.000, domnul vice, dumneavoastră luați numai partea de convenție, adică nu ai venit urmă. Dau 17.000 să fie și la sistem mai puțin și tot pe profit să ieșa. Dar asta înseamnă că cine este în conducerea unei societăți, la sfârșitul anului, cu două săptămâni înainte, trebuie să-și facă niște calcule. Așa face cineva care este interesat de o firmă. Să vadă cum închide anul. Cel mai important este să închizi pe profit. Și atunci, nu vă spun noi, dar se mai fac niște artificii de sfârșit de an în care vine o factură mai târziu și mai înregistrat o contabilitate. Sau, ce spuneți voastră, mai cauți ceva de lucru pentru 17.000 de lei, dar asta eu spun că este interesul directorului și directorului economic. În special, trebuie să tragă semnalul de alarmă. Cum să fim la sfârșit de an? Și numai la sfârșit de an, pe fiecare lună. Pentru mine este mai nemulțumitor faptul că zona liberă este una din societăți care în fiecare an a fost pe profit. Iată că și ei închid anul pe o pierdere. Și o să rog pe domnul director de la zona liberă să ne explice un pic când ajungem la proiectul de zonă liberă, ce se întâmplă și acolo de a ieși pe pierdere, pentru că aveam mare încredere în această societate. Nu vă spun faptul că servicii de militare cred că sunt deja în faliment, din punctul meu de vedere, având 2 ani de zile consecutiv în pierdere, anul acesta, așa cum a debutat, au deja pierdere la ora actuală, iar eu am fost, și credeți-mă, nu știu dacă ați mai fost domnul vice sau conducere, am mai fost cineva pe centura orașului, de la șoseaua Bălăgaiei spre Ghimbați, mi se face frică. Acum, de curând, cred că nu, în săptămâna trecută, două săptămâni de zile, s-au descărcat mașini întregi de moluz, de mormane, de haine, îmbrăcăminte, cârpe de tot felul, este ceva de nedescris. Și am făcut turul acesta și m-am întors pe
șoseaua pe strada Fermei, în care aproape că nu mai pot să circul. Sincer, nu pot să circul, pe. Mi se pare, mai bine o iei jos, dacă lași mașina, acolo și iei jos. Adică, azi să facem ceva. Dați de lucru la servicii ebilitare să facă măcar niște lucruri care sunt la îndemână la ora actuală și care nu costă chiar atât de mult să aducem într-un stadiu circulabil. Celelalte societăți, n-am văzut tracum aici. Nu cred că va fi o mare surpriză cu ce va veni indicii economici dracul de sfârșit de an. Dar surpriza mare este societatea de bază și eu încă spun la o societate cum este societatea primării, nu trebuie să te bucuri că ești pe un profit foarte mare. Trebuie să fii pe profit, acolo să depășești limita aceea ca să ieși să ai o situație bună. Să ai un profit de 1 miliard de lei vechi, mie mi se pare foarte mult. La o societate care probabil au nevoie de multe alte cheltuieli care trebuie să fie făcute în societate. Mulțumesc că am vorbit pentru toate. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnul consilier. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Trecem la votul proiect de hotărâre pe ordinea de zi, numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății comerciale fază publică ESA aferente anului 2021. Avizul Comisiei de Buget Finanțe a Țărăvânului Public și Privat. Dacă sunt discuții și aici, vă rog. Domnul Vicent, de ce face profit o societate la primărie de 1 miliard și ceva? Chiar sunt curios, e cineva aici? Da, este la un director să-mi răspundă. Cum a spus profitul ăsta de 1 miliard? Economii la ce? Că noi suntem primăria, de contăm serviciile noastre și cum ar trebui să avem profit de 1 miliard? Dacă aveam contracte cu diverse societăți comerciale din orașul ăsta, probabil că se justifica profitul ăsta, dar să ai 1 miliard profit pe ce înseamnă că mi s-au acordat mai mulți bani decât aveați dumneavoastră nevoie. Da, dar mi se acordă în baza unui tarif aprobat. Iar, mă rog, aveam în gând achiziția unui autoturism, mai multe achiziții de... Mașina trebuia să-l luat din Rusia, s-au blocat importurile din Rusia. Astfel de ăsta, cum e posibil să veniți cu profitul ăsta dacă aveți, într-adevăr, nevoie de mașini, dacă aveți nevoie de dotare? Nu ne confundați, vă rog să vă duc confundați, sunt lucruri de investiții care nu au treabă cu cheltuială. Banii trebuiau cheltuiți dacă era autobuz sau ce își lua mașină, era aceeași situație. Totul să dădea ca nimic. Mai că nu erau bani efectivi. Da. Nu e vorba de bani efectivi. Este vorba de cum închizi situația. Deci nu era cheltuială. Cheltuială să vrea să-și ia echipamente, să-și ia ce aveau nevoie. Deci atunci mai avea profit dacă îl făcea cheltuiești? Da. Investiția nu este cheltuială, domnul Mărău. Păi am înțeles, dar putea să zică să dădea modificarea bugetului și... Deci investiția, mașini și tot ce este mai este cheltuială. Da, are dreptate. Trebuia să mai facem niște achiziții de echipamente, dar așa este, s-a întâmplat. O să fie cam mare, într-adevăr, nu e nici de bani. Ok, dar nu e pe așa. Haideți să nu certăm și pe cei care fac profit și pe cei care fac pierdere, că nu mai înțelege lumea. Chiar niște bani la loc? Era 1 miliard, îi folosea un alt de bani. Am înțeles punctul de vedere al domnului Mărului și are dreptate, am spus tot opinia, nu trebuie să vă supără la mulții din lumea. Nu, probabil că tariful pe care îl prestează compania de bază publică este un tarif aprobat la începutul anului care ține cont de niște cheltuieli.
Cum a spus și domnul director, la anumite cheltuieli care erau incluse în tarif, a decis să renunțe și de aici rezultă un profit. Sunt sigur că nu se cheltuie într-un mod nejustificat. Da? Bine, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt, mulțumesc. Trecem la următorul de proiect de hotărâre, pe ordinea de zi, numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare SC Giurgiu Servicii Locale SA în insolvență a unor obiecte de inventar. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Dacă sunt discuții aici, da, domnul Prălău, vă rog. Se tot dau către societățile subordonate primării în inventar tot felul de lucruri. Vreau să știu dacă inventar, în acest inventar sunt făcute verificări anuale, pentru că știu că în ultima vreme au fost niște proiecte europene, în urma cărora au rezultat niște plantări de copaci și au fost dați în administrare Giurgiu Servicii Locale. Din păcate, foarte, foarte mulți din acei copaci plantați sunt uscați astăzi. Cine răspunde pentru ei și dacă avem o evidență acestor pierderi? Dacă Cătălin, nu știu ești de la DSL azi. Mai era cineva în sală de la DSL? Mai sus, mă. Doar la ședință. Bine, Cătălin. Domnul Pălădău, vă rog la ședința următoare să vă urmăriți. Mulțumesc. Aș vrea să se consemneze acest lucru, iar pentru viitoarele ședințe, dacă se poate aduce un inventar spre informarea consilierilor. Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt, mulțumesc mult. Trecem la următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi numărul 16, privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe această temă, da? Da, vă președinte. Nu că suntem împotriva declanșării acestei proceduri, că este normal să se facă, dar cred, după părerea mea, că zona liberă a rămas un fel de fel la acoroare, care a început să se cam ruginească. Și eu zic că e o procedură destul de greoaie, care ne-a fost pusă la dispoziție destul de târziu, după părerea mea, și cred că ar necesita o amânare acestui proiect pentru ședința viitoare, pentru că e cazul să venim eventual cu ceva amenamente la acest proiect de hotărâre, să luăm, eu zic, cea mai bună decizie ca această societate să funcționeze așa cum trebuie pe viitor. M-am secretar? M-am secretar să propun scoarea de pe urmă de zi? Să votăm? Dacă trece, asta e. Dacă și este regulamentul. Mulțumesc de înțelegere. Da. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Scuzați-mă, da, vă rog. Ne-am uitat aici în materialul pe care dumneavoastră ne-ați spus la dispoziție și în această comisie am constatat că nu face parte niciun măcar un consilier local pentru evaluarea candidaților. În comisia de selecție. Până domnul Scalu, parcă te dăm sfera președinte. Administrator public. Aici are calitate de administrator public în comisie. Dar și consilier local. Să știm în ce calitate participă până la urmă. Da, și asta. Bun, și care îi propune? Avem propunere sau încercăm să votăm și vedem ce este? Vreau să fie propus și un membru din consiliul local. Veniți la ambulanță.
Votăm împotriva. Bun, hai să te punem la vot proiectul și vedem cum se decide consilierii locali. Cine este pentru? Haideți să numărăm atenți. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, domnul secretar. Nu a trecut. Da, proiectul nu a trecut. Rămâne pentru ședința următoare, da? În care să se includă și un membru din Consiliul Administrativ, din Consiliul Local, nu știu, dacă se poate, da? Poate, ar trebui să facem acum propunerea, ca data viitoare proiectul să intre complet. Da, să vă propunem pe dumneavoastră, domnul Părălău? Da, și eu. Eu vă susțin, să știți. Mulțumesc. Trecem la următorul proiect de hotărâre de pe lumea de zi, proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de valoare a administrațiilor SC Pază Publică SA și mandatarea reprezentanților municipiului Giurgiu Andrana General Acționarilor pentru reînnoirea mandatului membrilor în Consiliul Administrației al acestei societăți. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O abținere? Mulțumesc! Proiect de hotărâre numărul 18 de pe ordinea de zi privind acordarea unui mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei, reprezentantul municipiului Giurgiu, în adunarea generală a acționarilor operatorului regional APA Service SA Giurgiu, pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1.6, înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, convocată pentru data de 14.6.2022. O să nu știu de la secretar că nu particip la vot și aș ruga Comisia Administrației Publică Locală Juridic și Disciplină să spună avizul. Aviz favorabil. Da, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 19 pe ordinea de zi privind aprobarea raportului final numărul 19.874 din 3.5.2022 al Comisiei de Selecție și Mandatare a Reprezentanților Municipiului Giurgiu în adunarea generală a acționarilor la SC Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA pentru numirea doi membri în Consiliul de Administrație a acestei societăți. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și Disciplină. Avizul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Dacă sunt ceva discuții aici, nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Da, este? Mă scuzați. Da, nu abținere. Proiect de hotărâre numărul 20 pe ordinea de zi privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu numărul 14 din data de 28.2.2021 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în adunările generale ale acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții. Aici trebuie să facem propunerea, da? Da? Cine face propunerea? E cineva care vă face propunere? Domnul Preciat, rog. Propun ca să facă parte din această comisie domnul Damian. Puteam să-l dublăm, dar... Cu două mâini sau cum să fac partea? Așa, că faceți și la zona liberă. Cum faceți la zona liberă? Deja este... La zona liberă m-ați locuit pe mine și într-o interioară și... Sunt
că ați locuit cu domnul Dumitrescu. Eu am fost despre asta vorbim. Am locuit pe dumneavoastră și domnul Silviu Dumitrescu, dându-și demisia, a rămas singur, nu l-am locuit ci pe dumneavoastră. Păi v-ați rămas singur, dar vreau să pun proiect de hotărâre ca să schimbăm numărul merilor, n-avea? Nu. Numărul merilor, n-avea și doi. Stați puțin, mă certați pe mine, ce, care e vina mea sau ce? De ce n-ați vorbit atunci? Văd că acum... Nu, am vorbit și atunci, dar n-am vorbit. În situația asta, vă puneți pe cineva, și eu n-am nimic împotrivă, chiar nu am... Bun, are cineva o... Domnului nu pot vota. Mulțumesc, Marina. Are cineva o propunere concretă? Nu vrea nimeni să se asume? Zona liberă care... Na, e între stelele coloanei. Dragă, 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 asta e Tricheaua. A, să înțeleg că acolo unde sunt inichiere, mergem noi și așa? Nu, nu, dumneavoastră, am mers numai amintea cu bani, bani, dacă vrei să știți. Să ne rătăți, domnul Țigătăț, dumneavoastră, care mi-a dat aceste funcții. E vorba de dracu' care la dracu' vă dați seama că nimeni nu trage să meargă acolo. Pentru că sunt răspunde. Știți de atunci bine și dumneavoastră că face parte din... Bun. Este vreo opunere până la urmă? Eu îl propun pe domnul Cătălin Funieru, că este omul care salvează situația din toată ora. E nevoie de o mână sigură și precisă. O locuire de inimă și de plământ, da. Bun, dacă sunteți de acord, supun la vot propunerea mea de a fi acest reprezentat de reprezentantul Laga. Cine este pentru domnul Cătălin Funieru? Cine este pentru domnul Cătălin Funieru ca să fie reprezentantul Laga al Consiliului Local, pentru Dracu'? Împotriva, abțineri, mulțumesc, felicitări domnul Dorfer. Nu cred că v-am uitat de capitolul veterinar. Bun. Proiect de hotărâre numărul 21 pe lunea de zi privind modificarea hotărârii numărul 285 din 26-2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții aici. Da. Da, domnul președinte, vreau să întreb un obiectul proiectului. Această procedură de licitație a fost deschisă? Că ea nu știu cât a... N-am procedat la începerea procedurii, pentru că am constatat... Nu, că n-am avut dumneavoastră nicio vină. Eu vreau doar puțin cu informativ. Ea nu știu cât a procedură de licitație care o aducem la modificat, pentru că nu știm ce înseamnă 100% din ceva. Deci s-a creat un punctaj în caietul de sarcini, prima scurești, că poate nu știți lucrul ăsta, unde în loc să creăm puncte 100%, am creat 110%. Și ori e grea aritmetica, cum zice cineva, ori sunt alte probleme sau interese. De aceea eu vă spun că voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre, pentru că atâta vreme, chiar și 110%, atâta vreme cât proiectul nu a contestat nimeni în procedură de licitație, n-are rost să modificăm în timpul jocului, după ce scoatem la... Domnul Cicu, dacă îmi permiteți în acest vot, cum a fost aprobat, nu trebuie să trebuie mai în procedură. Codul administrativ spune că poți să ai maxim punctajul 100. Păi și cum? Punctul nu mi-a dat 100%. Dintr-o eroare. Păi dar nu e prima. Asta e culmea. A fost eroare la toate proiecte care au făcut. Și s-au rectificat toate ulterior care au trecut prin Consiliu. Da, oricum noi o l-am rectificat. Da, am înțeles că există un nou regulament care este în dezbatere și urmează a fi aprobat pentru aceste licitații. Să ne spună domnul director, da? Urmează. Și atunci de ce nu așteptăm să se stabilească acel regulament, să-l votăm și după aceea absolut tot ce se concesionează să intre pe acel regulament. Că tot modificăm, cum a spus și domnul
hotărâri peste hotărâri în fiecare ședință, noi modificăm hotărâri pe care le-am dat anterior. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Eu propun să supunem la vot, că nu pot să mai repet acum și dacă nu trece, nu trece. Da? Dacă nu sunt alte discuții pe tema lui proiectului de hotărâre, supun la vot. Cine este pentru? Ați numărat? Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, în regulă, dă suma? Nu. Nu, nu se treacă. Dacă da, adunată, că da. Suntem bazi. Da, ok. Deci proiectul... Deci proiectul nu înțeleg că nu a trecut, da? Nu a trecut. Ok. Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 22, privind modificarea contractului de închiriere numărul 50.115, din 15.12.2015, încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea CSV Condor SRL. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții aici. La fel, o modificare a unui contract de chiriere în timpul jocului. Până acum am înțeles că a funcționat case de schimb valutar. A fost bine cât a fost bine. Acum am văzut că dacă e un pic mai rău, oamenii renunță la ce au folosit până la ora actuală ca să creeze profit și nu le mai convine. Am înțeles că nu e chiar atât de scumpă chiria din câte am discutat în ședința de comisie juridică. Deci părerea mea este că nu e bine să modificăm contractul și să dar luăm banii continuare pe geamul chiriat. Bun. Da, și domnul Vice, vă rog. Aș vrea să întreb dacă acel contract a fost făcut pe 20 de metri pentru a fi folosit 10 metri. Este corectă această eu am înțeles că trebuia să concesioneze 20 de metri și conform legii urbanismului, să închirieze, pardon, și conform legilor urbanismului... Nu, erau două puncte distincte, nu avea nicio legătură cu poze. Nu la ce vă referiți, dar nu are nicio am vrut să lămuresc treaba asta, că ar fi putut să se restrângă, dar și cu suprafața doar de 5 metri de data asta. Nu știam asta, pentru că atunci, dacă am regulamentul urban. Din ce am înțeles aici în materialul prezentat, acest contract a fost prelungit cu un an de zile, în luna decembrie a anului 2021. Ceea ce denotă că în 2022, în decembrie, va expira de drept. Mi se pare așa un pic forțată nota ca cu 6 luni înainte să revizueze pentru 10 metri pe care nu vrea să mai plătească. Este un contract în vigoare pentru care eu votez să rămân în continuare până la sfârșit, în condițiile în care a fost aprobat și votat de către noi. Dacă mai sunt alte intervenții? Bun, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Nimeni? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. E ok? Proiectul m-a trecut. Da? Trecem mai departe. Numărul 23. Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării și documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 199 de metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Anforei, numărul 2C. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil.
Avizul Comisiei de Buget Finanțe, administrarea domeniului public și privat. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții aici. Da. Mie mi se pare suma foarte mică pentru o suprafață de teren de 191 m². 2500 de euro este chiar puțin. De aceea, noi vom vota împotriva acestui proiect. Nu cred, cred că acolo este în zona străzii Serelor. În zona străzii, în drumul Serei, sau drumul Serelor, este lângă ștava Bălănoaie, în zona aia în care ai lucrat să nu-ți utilizați. Acolo, nu la parcuriere, zona aceea. Vreau să comentez, deci în privința voastră, și asumă întreaga răspundere privind determinarea asta în funcție de prețurile din zonă. S-ar fi putea să cerem o evaluare, nu? Adică la un alt evaluator, că puteam să... Nu prea putem să cerem, dacă sunt contract cu un semn. Dar acum, dacă stăm să o judecăm așa un pic la rece, sunt 25 de euro metru pătrat, nu? La marginea tângiului nu mi se pare un preț. Nici mare, dar nici mic. 12 euro nu este. 12 euro? 12, dați-vă, așa e. Dacă m-a ascultat, și nu are deschidere de 15 euro. Deci nu este loc construit. Da, și eu, după ce știu, este un loc care nu poate fi fructificat decât unul de unul dintre vecini. Eu v-aș propune să duci să-l votăm, pentru că, din ce țin minte, m-am să aminte și eu acum, e un teren care este neconstruibil și nu poate fi folosit din punct de vedere decât, exact, decât între vecini. Acum, dacă noi decidem să nu-l vindem, el rămâne acolo nefolosit și fără să aducă un minim de venit bugetului local. Eu vă propun să votez, eu să votez pentru. Mai are cineva punct de vedere? Domnul Părău. Acesta este prețul de pornire, nu? Da, este un preț de pornire. Deci e acolo? Poate că unul dintre ei va licita mai mult și va plăti mai mult. Eu cred că dacă primăria nu poate folosi acest teren, deci am înțeles punctul de vedere și respect al Consiliului PSD, care a fost tot timpul foarte corect de noi și de Consiliul Local, dar în cazul ăsta e o bucățică de pământ pe care nimeni altcineva la parte de vecin nu poate folosi și nu aduce nimic, este și neîntreținută și nu știu, dar asta e opinia mea. Bun. Să punem la vot proiectul de hotărâre de Consiliu. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? 4. Abțineri? Mulțumesc! Nu sunt 21. Ok. Păi, nu este de 2-3. Bine, mulțumesc. Trecem la următorul proiect de hotărâre pentru numărul 24 pe lună de zi, privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării administrației publice a unui teren identificat prin numărul cadastral 41.801, aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, situat în bulevardul Mihai de Teatru, fără număr, avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și Disciplină. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, administrarea domeniului public și privat. Avizul Comisiei de Urbanism și amenajarea teritoriului, potenția mediului, agricultură și turist. Dacă sunt discuții și aici, da, domnul președinte. Domnul președinte, am ridicat problema asta și data trecută cu concesionarea acestui teren, care cred că e o suprafață destul de mare, 300 de metri pătrați, doar pe 600 de euro pe an. Ne tot plângem că nu avem venituri la bugetul local și totuși ne permitem ca aproape de centrul orașului, și așa într-o zonă în care părerea mea arată ca un iebul mediu, să venim să mai facem un grătar de mici. Credeți-mă că și pe un preț derizoriu. Sunt alte societăți comerciale care plătesc mult mai mult pe o suprafață mult mai mică. Eu știu și poate chiar în zona respectivă. Cred că este prea puțin. Bine. Noi vom vota împotrivă.
Dacă mai sunt toate discuțiile referitor la acest proiect. Dar odată ce acest proiect a fost votat și nu s-a trecut acum, ba nu, e votăm altceva. Atunci am votat raportul de evaluare, acum votăm documentația. Raportul a fost anterior, l-a aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5. Și abțineri? 1, 2, 3, 4. Da, mulțumesc. Cred că nici acest proiect nu a trecut. Nu a trecut niciodată. Proiect, dacă îmi permiteți, consiliul a votat proiect de hotărâre numărul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prin aprobarea determinării unui teren aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu și schimbarea temporară a destinației unuia dintre locuri. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Avizul administrației Comisiei de Administrație Publică Locală și de Disciplină. Domnul Vladu, la 25. 25. Aviz favorabil. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Supun la vot proiect, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul, cine este pentru? Da, vă rog, dați-mă. La discuții am discutat și în Comisia Juridică. Mie mi se pare că pentru o investiție care va fi investiție de viitor, pentru să ne blocăm la 20 de ani, cât este propus acolo, nu are sens. Adică, pentru următorul proiect care am venit, dacă să discutăm de 20 de ani, măcar 42 de ani sau care este o limită regională. N-aș putea să înțeleg pentru ce au cerut doar de 20 de ani. Nu pot să înțeleg nici eu, nu știu dacă e de la Uniunea Democrodaction. Așa au și făcut cererea. Trebuie să facem uzina. Da, facem centrală în cogenerare. Ce o facem pentru 20 de ani? Cu siguranță își va folosi dreptul de preemțiune pentru a cumpăra ulterior teren dacă va fi nevoie. Haideți să o gândim la valoarea. Eu cred că e pentru primărie, în primul rând. Da, dar stau de ăștia. Nu cred că nu vor solicita fie dreptul de preemțiune dacă se ajunge la termen, fie să prelungească. Așa au solicitat, probabil că așa ai făcut proiectul de hotărâre, domnul director nu trebuie să-și asume să pună un proiect mai mult. Da, e dezmembrare și schimbarea destinației. Ok. Bun, supun la, dacă nu mai sunt discuții, supun la proiectul de hotărâre așa cum este. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt, mulțumesc mult. Proiectul de hotărâre a fost la Curtea numărul 26 pe lunea de zi privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice numărul 30.306 din 1.7.2019, încheiat între municipiul Giurgiu și Giurgiu Servicii Locale SA în insolvență. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Dacă sunt ceva discuții aici, supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 27 pe urmea de zi privind aprobarea listei imobilor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2022, avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridic și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe a Sfântului Public și Privat. Mulțumesc. Dacă sunt discuții? Nu sunt. Nu sunt, să pun la vot. Sunt? Domnul Vladu? Nu. Da, vă rog. Noi fiecare am făcut câte o listă, o prezentăm, o aprobăm în Consiliu, dar niciun an nu am făcut nici măcar o plătire la această expertiză. Dar aflăm deja la jumătatea anului, când aprobăm din nou o listă pentru o expertiză a plătirilor respective. Domnul Vice, avem bani pentru expertiză? Avem o gândire chiar serioasă să facem măcar la una, două clădiri? Sau cât putem să facem
sau reducăm de-a proiectele, le aprobăm și nu le dăm o mie. Domnul director, aveți un pare? Da, pentru că am uitat 50.000 de lei, poți să facem cât putem. 50.000 de lei, nicio pădere. Da, pentru că avem deja studiul geo făcut pentru el. Deja s-a trecut la etapa 2. Pentru că obligatoriu este să faci studiul geo și după aceea să treci la partea de expertiză. Asta este un lucru bun. Dacă putem să facem o vedere, este foarte bine. Dar până acum nu am făcut nimic. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? A, mai e cineva? Mă iertați, mă iertați. Văd că sunteți pe repede înainte și acum două puncte ridicam una pentru discuții și se pare că nu ați văzut. Vroiam doar să fac o precizare, pentru că noi astăzi votăm un proiect de hotărâre prin care aprobăm o listă a imobilelor pentru a fi expertizate în anul 2020. Uitați-vă, domnul Preimos. Bine că nu-i la gata. Bun, e pe eroare. Supun la vot proiectul așa cum a fost. Cine este pentru? Domnul 22, bineînțeles, e eroare, a spus. S-au scăpat și penalitățile la contractele cu GSV-ul, tot dintr-o eroare și am înțeles că primăria are o penalitate destul de mare de plătită la acea eroare. Da, mulțumim pentru mențiuni. Împotriva abținere, când am terminat vot. Mulțumesc, mulțumesc. Proiectul numărul... trecem la lista suplimentară. Bun, trecem la lista suplimentară. Proiectul numărul 1 cu lista suplimentară de proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren identificat prin cartea funciară 41752, aparținând domeniului public al municipiului Giurgiu, se iată în Bulevardul București, adiacent bloc 61/20 și 62/20. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală Juridice Disciplină. Aviz nefavorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Avizul Comisiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Agricultură și Turism. Discuții, dacă sunt. Vă rog, domnul Mărăi. Domnul președinte, proiectul ăsta de hotărâre a fost desprins și data trecută în ședința Consiliului. Din câte mi-aduc aminte, acolo a mai fost o baracă în anii trecuți și un, nu mai știu care dintre foștii primari, vor domnul Vadu, vor domnul Iescu, a demolat-o, pentru că au venit foarte multe sugestii din partea cetățenilor din zonă. Și așa, pe acolo, acolo, o să-l amenajăm, să facem frumos, mai venim cu o baracă lângă el și, mai bine, cred că o să dea foarte bine pe calea București acea baracă. De aceea, noi vom vota împotriva acestui. Dacă mai sunt și alte discuții pe proiectul de hotărâre. Da, domnul Vlad, vă rog. Știu că la ultima discuție care am avut în data trecută, când am ridicat această problemă că nu se poate să amplasăm un container, cum era de data trecută acolo, domnul primar a spus că am pus-o pe ordinea de zi pentru că era obligat să o pună având o cerere. Acum, de ce mai a fost din nou obligat să o pună pe ordinea de zi de nu, în ce știu, s-a făcut o revenire la cerere pentru a se explicita mai exact. Înțeleg că, de fapt, nu vrea să se pună un container și să se facă o construcție ușoară. Înțeleg că este vorba despre cei care îl cunosc magazinul fermierului de lângă Patibar, unde mai găsești cât de cât să mai cumperi ceva produse tradiționale. Înțeleg că acolo se, proprietarul imobilului de acolo dărâmă și doamna trebuie să-și relocheze afacerea. Și din cauza aceasta a făcut o nouă propunere pentru ziua de astăzi. Dar pentru carne avem locuri în piață, avem locuri de cu destinație precisă. Nu trebuie să facem o baracă pentru carne și cărnați pe și o ceau cu am mai avut o mediliană acolo. Acolo. Da. Și zona aceea este destul de aglomerată. Din propunere, că știm toți. Da.
Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abține? Vă Bun, trecem la următorul proiect de hotărâre de proiectă suplimentară, de proiectă suplimentară. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Administrației Zona Liberă Giurgiu S.A. aferente anului 2021. Avizul Comisiei de Buget Finanțe al Țării Domeniului Public și Privat. Domnul Bușcu? Zona Liberă. Greșesc? Bun, discuții. Da, mulțumesc. Am rugat domnul domnul Vladu, haideți să lăsăm pe doamna consilier să țin și doamna. Așa cum ați văzut și dumneavoastră, într-adevăr, zona liberă, această perlă primăriei, să-i spun așa, este pentru prima dată când iese pe pierdere. Eu am vrea un pic mai în amănunt să fac așa un pic o analiză. Suma nu este doar de 17.000, suma este de 300.000 de lei. 300.000 de lei. Dacă veți analiza puțin mai mult și cu atenție, este foarte bine defalcat situația, e foarte bine defalcată. Este o diferență la cheltuielile cu salariile, cheltuielile cu personalul, de 310.000 de lei. Odată, 310.000, în condițiile în care știm foarte bine că majorarea salariului minim pentru anul 2021 a fost doar cu 50 de lei. Spune că, într-adevăr, s-au mai mărit salarii, dar de aici rezultă clar o mărire de 310.000 de lei. Ce am mai văzut foarte și am remarcat, cheltuielile cu directorul general adjunct. N-am nimic, vă rog frumos să mă scuzați, dar chiar n-am nimic cu nimeni, da? Cheltuiala înseamnă 180.000 de lei într-un an. Oamenii, 180.000 de lei. Eu am făcut ieri și ieri la comisie și l-am rugat pe domnul director să mi explice mai bine. E adevărat că n-am fost foarte bine lămurită de ce această pierdere mare, pentru că atunci și mi-am notat că, într-adevăr, în cursul anului 2021 apar încă 5 persoane în plus angajate. Deci datele sunt în bilanț, sunt publice. Deci să înțelegem că atunci când facem angajări, vrem să aducem un plus valoare, vrem să mărim. Nu este suficient, veți spune acum probabil domnul vice, că a crescut cifra de afaceri. Bine, bine, este normal să crească cifra de afaceri. De ce? Pentru că au crescut și alte, au crescut și tarifele. De ce? Vedeți că nu m-am luat de cheltuielile cu combustibilul, pentru că una era în anul 2020 prețul benzinei și a motorinei și alta era în 2020. Nu mă refer strict la asta. Deci și aici, dacă aș lua o analiză mai profundă, sunt convinsă că aceste consumuri de combustibil, vorbesc la consumuri, da? Nu ca valoare, consumul este mai mare. Din părerea mea, nu știu de ce, pentru că văd că alte cheltuieli materiale, cheltuielile materiale sunt mai, sunt mai mari. Deci de aici rezultă mult mai multe. Și revenim. Eu m-am pus chiar, cred că luna trecută, problema, da? Domnul primar, l-am întrebat și mi-a răspuns, a răspuns clar, nu eu am pus întrebarea cu cineva dintre consilie, dar altcineva și-a spus, da, am angajat un director general adjunct ca să urmărească ceea ce a făcut administrația condusă precedentă. Da?
acum, nu vreau să fii, vă dați seama, este pentru prima dată, cred, atunci când am un pic cifre mai și credeți-mă că mă pricep la cifre. Dar analizați mai bine. N-ai cum să nu fii de acord și să votezi pentru că este deja o depunere, este deja o muncă, este... Da, deci este întocmit bilanțul. Dar aș vrea să știu dacă într-adevăr această pierdere vine de la, din cauza salariilor și doi, mai știu că acolo riscăm să pierdem un client extrem de bun care aduce în jur de 25.000 de euro pe lună, da? Din cauza acestor competențe în primele, adică celor plătiți cu salarii mari, să deci aceste două întrebări. N-ai cum să nu fii de acord într-adevăr cu bilanțul, însă, dacă am ajuns zona liberă să aibă pierdere de 300.000 de lei, părerea mea este să ne gândim foarte bine ceea ce trebuie făcut acolo. Pentru că sunt convinsă că oricare dintre dumneavoastră, dintre consilierii locali, dacă ați fi avut o firmă, sunt convinsă că nu v-ați fi permis să faceți asemenea greșeli. Nu cer pe nimeni, doamne ferește, vreau doar niște lămuriri, pentru că este inadmisibil ca zona liberă să, de când funcționează, să fie pe pierdere cu 300.000 de lei. Vă rog să nu mă certați, dar să știți că la cifre mă pricep și mă doare sufletul când văd că această perlă deja este, cum să spun, nu ne putem bate joc. Păi bune, nu ne putem bate joc. Nu noi. E posibil să salvăm cu restaurantul și piscina. Nu, nu vom salva cu niciun restaurant. Dar nu la piscina și... Nu, trebuie să eficientizăm acolo, clar. Primul lucru care face un privat și toată lumea și tot și peste tot unde vedeți la TV și orice analiză economică de pe până și de pe toate continentele și din orice țară spune clar eficientizare, clară productivitate, competențe și așa mai departe. Este foarte dureros că firma asta noastră a primăriei este pe pierdere. Credeți-mă, este pentru prima dată și este rușinos. Mie este rușine. Și aceste două întrebări am putut să le... Să-i dăm cuvântul și domnul director, mai înainte să am înscris la discuții și domnul Gadu, văd că ești domnul Pălău. Domnul Pălău, domnul Gadu? Nu, în general, acela lucru vreau să trag și eu ca semnal de alarmă, dar cel mai bine, domnul director, ca că nu poate explica care este situația reală acolo. Pentru că, totuși, este zona liberă. Adică nu ne așteptam toții. Ei, mi se pare bună. Palma cea mai mare dată administrației locale de încarea, încherderea societății în zona liberă. Știi cu toții că au fost votați de către Consiliul Local indicatorii de performanță a acestei conduceri. Dacă în acei indicatori de performanță a fost luat în calcul și profitul realizat de societate și dacă în condițiile astea acei indicatori au mai fost realizați. Asta să ne răspundă domnul Vizet. Imediat mai arat un număr să spună ceva. Da, domnul Vice, sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră mai devreme. Nu trebuie să ne facem griji. Sunt convins că societatea va reveni pe profit, pentru că mai avem puțin și dăm drumul la piscină și cred că de aici zona liberă o să fie salvată în next. Cu permisiunea noastră, o să rog pe domnul director, dar nu am nicio să ne spună câteva cuvinte. Da, o să am ceva mai multe cuvinte, pentru că a spus mai multe probleme. O să încep cu declarațiile domnului consilier Măruiu, care a spus că din perla coroanei a început să rușinească foarte mult. E perfect adevărat. Și ar fi bine să înțelegeți că această rutină aplicată acum în două luni, să fac trei ani, decât prin codul administrativ, nu mai putem să subconcesionăm, să închidem niciun loc. În felul ăsta, în trei ani de zile, am pierdut 12 contracte prin... În afară de aceste 12, încăpat prin intenții foarte serioase de a concesiona terenul noi. Deci, una din pierderile clare care se datorează și ne duce către anumite cheltuieli suplimentare sunt aceste lipse, pentru care, de fapt, ăsta a fost desideratul de înființarea zonei libere, chiar cu hotărârea de guvern. De ce
spun că duc la pierderi pentru că a trebuit să contrabalansăm, fiind societate, pentru că așa ne-am am dorit de mult să ne transformăm de regie autonomă, și am putut să contrabalansăm și am reușit să contrabalansăm aceste lipsuri care le avem prin legislație cu noi chestiuni comerciale care să ne aducă bani în ceea ce facem în partea comercială. Dar, datorită faptului că prin concesiuni nu aveam aproape nicio cheltuială, făceam o licitație, consumam o sumă foarte mică pe o comisie de licitație, în condițiile în care facem activități comerciale, bineînțeles că în afară de veniturile care le adunăm, avem și cheltuieli mult mai mari. Deci, bineînțeles că se vede și în cifra de afaceri o creștere de peste 5 miliarde de lei vechi de la un an la altul, ceea ce înseamnă că am contrabalansat bine și am căutat să avem clienți în partea comercială mai mulți și să activăm din ce în ce mai bine cele două mari componente ale noastre, adică manipulările la fier și transporturile. Și în felul acesta, bineînțeles că am avut și cheltuielile pe măsură. Normal că nu mai obținem ca la concesiuni, dăm un teren liber, am luat banii cu el și cu asta basta. Noi am pierdut în concesiuni și în faptul că n-am putut să reîntregim acele contracte, pierdem în jur de peste 100.000 de euro pe an. Fără să le mai punem pe cele care vin și care sunt potențiale și care dând ceea ce spunem și ni s-a întâmplat până acum 3 ani de zile, însemnau tot cam 100.000 de euro pe an din concesiunile noi. E adevărat că s-au mai încheltuit... Domnul director, numai puțin, da. Că tot ați spus lucrurile astea atunci. De ce a fost nevoie... am înțeles, ați făcut eforturi să măriți cifra de afaceri, să măriți veniturile. Însă cheltuielile, mă refer strict la cheltuieli, cheltuielile au fost mult mai mari. Da, încă o dată vă explic, pentru că am mărit... Adică ați făcut o balanță, dar cheltuielile ai de 300 de mii. Da, 300 de mii, dar că 3 miliarde la 100 de miliarde de lei. Deci înseamnă în jur de 3%, da? Haideți să vă explic încă o dată. Dar deci, domnul director, firma este pe 300 de mii de lei pierdere. Da. Oricum, am mai fost pe pierdere, să știți că nu e cum am spus dumneavoastră, da. Nu niciodată. N-am spus că n-am fost niciodată, eu cel puțin de când am fost. E de 5 ani, al 6-lea ani, când într-adevăr. De când sunt de director, n-am fost. Deci, cheltuielile mari sunt în personal și am mărit, e o diferență de 3 miliarde de lei vechi, într-adevăr, datorită faptului că aceste bani s-au făcut numai la personalul muncitor. Deci, în speță cel de la chem și șoferii. Nu poți să-i ții pe acești oameni. Ba, pe bine că nu e adevărat. Și punctul de intrare, pardon. Și punctul de intrare. Și mai puneți. Și mai nu mai am ce să pun. Ar trebui să aduceți lista și acolo o să punem poate lista cu majorările. Da. Plus că ați mărit veniturile la Consiliul de Administrație. Nu, eu îmi pare rău. Nu am dreptul să măresc eu Consiliul de Administrație. Nu, nici măcar. Deci nu am dreptul, îmi pare rău. Deci nu, nici măcar la managementul superior nu am dreptul. Nu închid eu contractele cu managementul. Deci, reiau. Cheu și transporturile au fost cele care trebuia chiar, să știți, concurența de lângă noi, de exemplu, APCD, unde suntem și acționari, au salarii cam 30% mai mari. Bineînțeles că în permanență vânează, normal, niște profesii care chiar nu le găsești, de exemplu, macaracii pe cortic sau motostivuitor, e foarte greu de găsit. Pe lângă aceasta, într-adevăr, și cum a spus doamna consilier, există un post în managementul superior care a însemnat o creștere semnificativă. Mai sunt alte cheltuieli, bineînțeles, și faptul că am făcut destule investiții, mai ales, de exemplu, drumurile, cel pe fonduri europene și celălalt pe fonduri proprii, care în amortizare, bineînțeles că mi-au crescut foarte mult cheltuielile cu amortizare. Normal că am pierdut și pe partea aceea, am mai pierdut și din diferența de curs valutar, pentru că 60% din contractele noastre sunt în valută și din fluctuații s-au pierdut. Într-adevăr, pot să spun că poate cu o urmărire mai atentă nu ajungeam la această pierdere. Părerea mea că o vom surmonta dacă reușim ca partenerul nostru principal de la Cheu, care deocamdată ne-a suspendat contractul, datorită unor deficiențe de urmărire din partea celor de-ai noștri care au avut în subordine Cheu. Eu am propus și am obținut în Consiliul de Administrație modificarea organigramei și l-am preluat eu direct. Eu zic că îi aducem înapoi, dar am pierdut 2 luni jumătate prin faptul că au fost niște sincope care n-am putut să le demonstrăm în activitatea noastră, în relația cu ei. N-am avut răspunsuri, cu toate că, din momentul când am preluat, le-am găsit și le-am raportat și în felul ăsta, eu zic că în 2 săptămâni vom avea înapoi acest
partener principal. Sincer, vă felicit că vreți să reluați legătura cu această firmă, n-am să-i dau numele, dar ar fi incredibil să poți pierde un asemenea partener care este într-un asemenea client. E posibil să se întâmple, să știți, acum 12 ani. Da. Da. Este da. Posibil, din păcate, sau întrebare, care îmi pare rău că nu prea se conștientizează, pentru că atâta timp când nu le înțelegi, ești trebuie să le conștientizezi. Dar eu cred că o vom rezolva. Dacă nu o vom rezolva, să știți că planul este de a reduce personalul, nu avem un control. Nu avem cu ce să le înlocuim, atâta timp cât partea de concesiuni și piscina aceasta, domnul Moroi, să știți, sunt niște activități care pot fi niște activități comerciale să aducă un minim de profit, dar în caz să înlocuim activitatea cheului cu piscina și nu mai știu ce s-a mai pus. Indicatorii, da, indicatorii, bineînțeles că unul din indicatorii este nerealizat, era profitul brut în exportare. S-au realizat în... aveți materialul raportului administrat, 89,96% dacă țin perfect minte, pentru că a avut 15 puncte, s-au câștigat celelalte 5 puncte aproape pe ceilalți indicatori. Normal că din 15, dacă nu s-a realizat profitul, normal că și indicatorii sunt nerealizabili. În condițiile astea nu se va acorda nicio indemnizație suplimentară pentru anul trecut tuturor celor care au contract în această direcție. Da, inclusiv Consiliul de Administrație și toată lumea. Este normal, domnule? Da, bineînțeles că este normal. Avem niște indicatori foarte stricți. Mă uitam pur și simplu cu o comparație cu marile companii naționale din țara asta, care au niște indicatori foarte nedefiniți, clari și care poți să-i spui că e îndeplinit sau nu. Noi ne-am ales întotdeauna niște indicatori și chiar domnul vice a fost până de curând în AGA și chiar ne-a impus și am negociat niște indicatori suplimentari care diferențiere pe aceea a realizat pe investiții. Deci investiții pot să spun că întotdeauna ce ne-am propus am făcut, iar investițiile noastre sunt de peste 40 de miliarde de lei vechi în 4 ani de zi. Deci nu sunt chiar puțin, ținând cont că odată n-am mai reușit să concesionez și n-am primit niciodată niciun ban, am primit acum de la Consiliul Local înapoi pe cei care i-am plătit corespunzători dividendelor și care, bineînțeles, că îi vom folosi doar în investiții și așa. Mulțumesc, dar mai sunt. Da, acum, vă mulțumesc frumos. Acum, cred că începe așa să-mi pun niște semne de întrebare de ce domnul viceprimar și-a dat demisia din Onaga de la... Nu, eu nu am fost de acord cu parteneriatul cu, știți foarte bine, cu Stejarul și nu sunt nici acum de acord. Consider că zona liberă trebuie să se concentreze pe ce face, pe investiții. Mulțumesc și scuze pentru... Bun, mulțumesc și domnul director pentru lămurii. E bine să spuneți. Mai este cineva care vrea să mai discute, domnul, pe aici, vă rog. Luați cuvântul. Haideți că ați fost și noastră prezentă, dacă ar. Zice domnul Pălău, vă rog, luați cuvântul. A spus că n-a fost de acord cu parteneriatul, dar suntem de aduc aminte chiar în sotat acest proiect. Nu cred că m-a spus pe mine să protest. Mai ne uităm dacă vreți. Cred că m-am abținut. Una peste alta, dincolo de glumele noastre, prezentarea doamnei consilier, Țăndulescu a fost foarte pertinentă și chiar o felicit, pentru că pe cifre chiar se pricepe și crede cu mult mai multe alte lucruri. Trebuie să găsim o soluție pentru zona liberă, pentru că eu, deși acum puțin l-am înțelegut pe domnul director, să știți că luni a fost la Comisia de Administrație Publică a Senatului ca să încerce să schimbe 20.000 oară codul administrativ pentru a putea subconcesiona din nou zona liberă terenuri. Chiar dacă rezultatele în 2021 nu sunt cele mai bune, eu știu că dumneavoastră ați făcut mereu eforturi și ați împins discuțiile pentru a se modifica codul administrativ. Pentru cei care nu sunt 100% conectați la subiect, prin modificarea, prin codul administrativ din 2019, așa cum este el scris, din păcate zona liberă nu mai poate subconcesiona terenurile pe care le are de la noi în concesiune. Asta înseamnă că proiectele, că contractele de concesiune mor unul câte unul, ajung la final și nu mai pot fi prelungite, terenurile nu mai pot fi concesionate altor persoane și în acest motiv se diminuează veniturile zonei libere pe acest tip de activitate. Din acest motiv ei au fost nevoiți să balanceze puțin lucrurile și au reușit să-și creeze venituri pe alte coduri ca N, pe manipulări, pe transporturi și alte lucruri. Totuși, în condițiile date, ceea ce a spus doamna, anunțat cu doamna Fundulescu este pertinent și trebuie să găsim o soluție pentru a ajunge iarăși pe profit.
Chiar aș vrea să se consemneze, să ne gândim și, într-adevăr, trebuie... Eu am foarte mare încredere în domnul director, pentru că dumneavoastră acum firma de lungulandă. Însă trebuie făcut ceva, nu este nenormal. Bun, vă mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Supun la vot proiectul de hotărâre a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt, mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 3, presa suplimentară, privind aprobarea depunerii proiectului de renovare energetică moderată pentru sala de sport și internat a Colegiului Național Ion Maiorescu din municipiul Giurgiu, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pe apelul de proiecte PNRR 2022. Avizul Comisiei de Specialitate, Administrație Publică Locală, Juridice Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții aici. Nu sunt, mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, nu se mulțumesc. Proiectul numărul 4 pe lista suplimentară privind aprobarea depunerii proiectului de renovare energetică moderată pentru realizarea programului lungit Prichindeii din municipiul Giurgiu, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență pe apelul de proiecte din 2022, avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridice Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții aici? Nu sunt, mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Mulțumesc mult. Proiectul numărul 5 pe lista suplimentară privind aprobarea depunerii proiectului de renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliare din municipiul Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pe apropo de proiectele PNRR 2022. Avizul Comisiei de Administrație Publică Locală, Juridice și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Dacă sunt aici discuții. Domnul Părălău, vă rog. Felicităm administrația locală pentru folosirea acestui program. 100% cu fonduri europene. Aș vrea să întreb de ce au fost excluse și alte ansambluri rezidențiale din zonele, nu neapărat măginașe ale orașului, cartierul Loinac, Tineretului, pentru că am văzut că în aceste două anexe sunt cuprinse doar imobilele din zona centrală. De ce nu le-am pus pe toate, având în vedere că avem această oportunitate de finanțare 100% pe fonduri europene? Eu pot să vă răspund, dar vă las pe doamna director de la programele europene. Este vorba de faptul că în foarte multe dintre grupurile de care spuneți în alte zone sunt construcții neautorizate și foarte greu autorizabile, odată. Și apoi cheltuiala pe care o facem înainte de a depune proiectul este o cheltuială însemnată cu documentația, lucruri pe care nu ni le-am putut permite în întregime pentru toate celelalte bloguri care au făcut cerere, dar nu au îndeplinit toate condițiile. Cerere au mai fost. Pe măsură ce reușim să facem documentație, adică să putem să declarăm de vedere ca să facem măcar expertiză și expertiză seismică, fiindcă sunt niște condiții, funcție de care se face renovare energetică moderată, aprofundată, adică cu consolidare sau fără consolidare seismică, reușim să mai depunem pe PNRR sau pe fonduri europene în condițiile polului, de exemplu, pe care probabil că vor fi, că nu e definitivat programul operațional regional pe regiunea Sud-Muntenia. Da, mulțumesc pentru explicație, însă tot nu văd care a fost criteriul de selecție chiar doar în zona centrală. Adică chiar celelalte clădiri nu aveau, erau ilegal construite sau nu? Nu, ați voie să vă descris eu? Aceste blocuri au deja, pentru aceste blocuri am avut deja o expertiză pe care am refăcut-o, fiindcă s-a schimbat normativul după care se realizează expertiza tehnică seismică. Aceste blocuri nu au extinderi la parter care sunt neautorizabile. Aceste blocuri nu au placări de către proprietari, placări, acele incentizări făcute de ei neconforme.
Acesta a fost motivul. Dacă vă uitați în listă și sunt sigur că o știți, veți vedea că sunt numai și numai lucruri care nu au extindere la parter, nu au construcții realizate fără autorizație și nu au termoizolații făcute de proprietarii blocului. Mai sunt, 1, 2 și 3 sigur. Are? 100%. Da, nu știu, eu știu că nu sunt, sincer. Bun. Mai sunt discuții? E bine că la primi și poate. Supunem la vot proiectul așa cum este, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt, mulțumesc mult. Proiect de hotărâre numărul 7, pista suplimentară, noaptea de zi, privind atribuirea contractului de lucrări de montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente proiectului, reducerea emisiilor de gaze cu efecte 6. Iertați. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății comerciale Giurgiu Construcții Digitale aferente anului 2021. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Dar nu vice, știu. Că vreți să luați cuvântul. Da. Situație dramatică la servicii de utilitare. La un venit de 2 milioane de lei, a venit cerpieri de 2.700.000. O treime mai mult decât venit. 700 de milioane pierdut. Este domnul director aici, ar putea să ne spună anul acesta, așa, aproximativ la zi, cam ce pierdere avea. Nu știu. Sunt foarte multe lucrări. Luna trecută, nu astăzi, azi. Luna trecută. Situația financiară de la trecută, care este tot cu pierdere. Tot. Cam să duci cu sume exact, nu de 200 de ani. Foarte multe lucrări fac cu sapie. Și poate și facturile, și sume comune. Nu mai spuneți asta. Eu am o întrebare, în general. Dimineața când vin oamenii la servici, le dați ceva de muncă. Pentru că... De obicei, dați voi să spun și eu ceva? Cred că marea majoritate a pierderii vin și din salarii. Plătim mai multe salarii decât avem producție. Organizarea societății este structurată ca să funcționeze. Iar de neînființată de mine sau de un privat și a venit pe la primărie să cer contract. Este înființată de primărie, indiferent cine o conducea acum, ca să facă ceva pentru primărie, pentru domeniul public. Noi putem să mergem și în privat, numai că nu avem aceleași șanse ca un privat. Și asta trebuie să fie în completare la ce face pentru primărie. Asta trebuie să fie aspectul principal în care îl urmărim. Pentru că am luat cuvântul de mai multe ori pentru această societate din care am dat demisia, pentru că n-am vrut să fiu părtaș la oameni asemenea de dezastru, aveam promisiunea că acum, în iunie, avem 3.700.000 minimum necesar pentru ca societatea să închidă anul pe zero. 3.700.000. Cât avem până acum, domnule? Da. 500.000. Deci până la 3.700.000, vă dați seama că voim și anul ăsta, această societate o băgăm în pierdere și automat în faliment. Voit. Mulțumesc. Da. Într-o lume ideală mi-aș fi dorit și din avea o discuție cu câțiva colegi în Consiliul Local, care avem experiență în construcții, că ar fi fost frumos ca aceste societăți, de exemplu, să acceseze fonduri europene și construcții editare să acceseze un ajutor de minimis de 200.000 de euro să-și iau o linie de fabricat pavele. Vara le monta, iar le produceai. Putea să-și facă o linie, să-și acceseze un proiect european pentru a face o linie de producție pentru voturi. GSD-ul putea să acceseze o linie europeană anul ăsta, o finanțare europeană și vă spun sigur că au fost pentru un atelier de tâmplărie.
pentru atelier de construcții metalice, că toate își fabrice singur, coșurile de metal, măcuțele, iarna le lucrai când nu aveai ce să muncești, vara le montai. De-aia e nevoie că aceste companii municipale să fie pe profit, să fie sănătoase și să fie orientate către finanțări europene, nu să stea cum am zis la primărie. Dar noi, pe de-o parte, nici nu dăm de muncă, nici nu ne închidem, nici nu prestăm la nivelul la care ar trebui să prestăm. Mulțumesc! Bun. Propun, da, vă propun să trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiect de hotărâre numărul 7 privind aprobarea atribuirii contractului de lucrări, montaj, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente proiectului reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficientizarea sistemului de iluminat public în municipiul Giurgiu, de către Societatea de Servicii, către de la Giurgiu Servicii Publice S.A. Avizul Comisiei Sănătate Publică Locală, Juridică și Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Reducere Finanțe. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții aici, da, domnule Cerolo. Aș vrea să se consemneze poziția doamnei secretar general pe care o întreb și aici, așa cum am făcut-o și înaintea ședinței, dacă este legal ca să acordăm prin încredințare directă la acest serviciu, pentru că am avut aceste discuții cu colegii consilieri și aș vrea să se lămurească problema. Vă rog. Doamna director de la direcția care ediția proiectului de hotărâre și așa cum am discutat și înainte, în legea noastră, articolul 31, vedeți această posibilitate. Deci, așa cum este consemnat și în proiectul de hotărâre, există în legea achizițiilor publice o excepție care permite această atribuire. Este vorba de articolul 31 din legea 98. Există totodată și instrucțiuni ale Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, instrucțiunile numărul 1 din 2018, care detaliază tocmai această posibilitate și această excepție cu privire la încredințarea directă către societatea din subordinea Consiliului Local. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, asta este unul dintre proiectele de hotărâre care îmbolnăvește cifra de afacere a Regiunii Servicii Publice S.A. Pentru că, pentru cei care nu știu, noi avem un proiect pe fondurile pe AFM, Agenția Fondului de Mediu, pentru modernizarea sistemului de iluminat prin montarea de corpuri noi, de iluminat pe tehnologie LED. Și la nivelul primăriei am decis să nu mai ieșim în procedură de licitație publică, având în vedere că, pe de-o parte, avem o companie care poate presta aceste lucrări. Pe de altă parte, ea va fi compania care, după perioada de implementare, va gestiona acest sistem de iluminat și, în felul ăsta, putem să-i mărim și cifra de afaceri. Bun. Da, domnul, vă rog. Dacă puteți să precizați legat de acest proiect, dacă este al administrației corecte sau este tot domnul noastră din administrația trecută? E un deficit. Supun la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, mulțumesc mult. Avem și câteva informări. Pe ordine inițială au fost două, pe celelalte trei. Dacă mai vrea cineva să discute la diverse ceva, cum are drag, da, domnul Mărău, vă rog. Domnul vice, cine taie ea la Giurgiu? Ce societate comercială după pașa ceva? Că nu mai știu că sunt atâtea aceste legențe pe piețe de zonete. Cine se obișnă putea să ei? Domnul Părăreaz. Fără serviciilor. Noi unde sunteți? Că nu pot tot nu... Am văzut că vreo trei leșinați pășuceau București care dădeau cu sapă în betonul la Papulă. Și în rest, că n-am văzut în Giurgiu o coasă, o motocoasă, o ceva care să... Doamne, nu spunea cât casa, cât domnul. 2 metri, ce facem? Ne plângem că nu avem de treabă, dar în același timp orașul e plin de mizerie. Ce facem? Toată lumea, pe diverse căi, va prin mesaje, va prin telefoane, domnule, ce se întâmplă cu primăria, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Nu-i mai vede pe nicăieri.
Pe ce oameni aveți testat personalul la birou? Cât? 32 de persoane. Și pe teren cât aveți? 7? 7 oase? 7 oase? Și aici trebuie să ne gândim să redimensionăm personalul ăsta. Eu înțeleg că avem nevoie de oameni și la birou, dar nicio societate comercială, să știți că nu va rezista în primăria asta dacă avem 32 de oameni la birou și 6 pe teren. Cu ce să faci profit sau să ajungi să faci ceva mai ajută? Evident că oamenii nu vin să se angajeze pentru că le dăm salariu minim pe economie și nu se angajează nimeni. Marea majoritate pleacă la București, fac naveta săptămânal, zilnic, când pot, pentru că îi se oferă un salariu mai mare și e normal să fie așa. Nu vine unul care să muncească toată ziua să prundă iarba sau să sape cu 15 milioane pe lună net. Deci trebuie să facem ceva, să redimensionăm personalul, să transformăm posturile alea care tot stau degeaba pe la birouri și nu știu ce fac cu hârtire, așa, și să-i înființăm posturi noi de muncitori la niște salarii decente ca să avem cu cine să facem curat în orașul ăsta. Nu cred că nu există bani în primărie să luăm niște coase, motocoase, care să posim iarba, cele electrice, nu de-aia cu... El cu filtrul care se strică din 2-2. Deci trebuie să facem ceva, să luăm măsură în sensul ăsta. Dar toate societățile, pentru CSP și toate celelalte, buie de oameni la birouri, iar pe teren cei care trebuie să muncească nu prea sunt. Dar atunci de ce le ținem? Da, domnul Corda, vă rog. Aici nu pot să fiu de acord cu numărul în totalitate, pentru că acei leșinați care erau pe strada pe șoseaua București sunt ultimii mohicani care au ales să muncească în continuare pentru orașul ăsta și ar trebui apreciați pentru efortul pe care încă îl mai fac pentru oraș, pentru un salariu minim, așa cum am spus. Soluția ar fi, bănuiesc, o mărire salarială și am avut o discuție privată cu domnul director de acolo, sugerându-i să facă o propunere către Consiliul Local cu o majorare a bugetului de cheltuiel pentru salarii, pentru acești oameni care muncesc în domeniul, pe domeniul public și cu acordul dumneavoastră poate reușim să susținem această societate care încă mai muncește pe domeniul public. Este păcat de acei oameni care se chinuie zi de zi să facă ceva ca orașul nostru să arate așa cum arată. Mulțumesc. Dar este și un dezechilibru între TESA și personalul de pe care... Ajuns așa pentru că salariile nu au mai crescut în bază, la baza societății. Iar muncitorii au rămas cu salarii mici, minimita economiei și până la seama că nu tot rămâne acum. Deci o soluție ar fi o majorare salarială imediată și eu sunt convins că 10-15 oameni vom mai găsi să angajăm acolo. Domn Vice, vă rog. Da, aș vrea totuși să nu rămână nimeni cu impresia că sunt 30 de oameni la birou și 17 pe teren, pentru că vorbeam doar despre un domeniu. Ei lucrează pe mai multe domenii și nu, să nu înțeleagă cetățeanul că e chiar așa, sunt 17 oameni din teren și 30. Domeniul care se formează, care se domeniu. Dacă are așa de multe domenii, formesc că e unul care se formează. Eu nu pot să vă dau exemplu, că nu sunt eu cel care lucrează acolo, dar eu am vrut doar să fac această remarcă, pentru că mi se pare corect să spunem drept. Într-adevăr, sunt probleme, nici iarbă de 2 metri n-aș prea zice că am văzut, adică eu mă văd din iarbă dacă ar fi să fac o clubă la fel ca și dumneavoastră și încă n-am 2 metri. Dar lăsând asta la o parte, vreau să spun cu totul altceva. Voiam să aduc la cunoștință, pentru că tocmai ziceați mai devreme că e bine atunci când ne apropiem de o problemă să o scoatem în evidență și să încercăm să luăm măsuri. Fac încă o dată, așa cum am făcut pe toată durata existenței mele la administrația publică locală, apel la unitate și la solidaritate din partea tuturor. Aduc în atenție o problemă extrem de gravă care urmează să ne... Cum să vă zic eu, să ne sufoce. Nu mi-a zis să vă fi întrerupt vreodată. Vă rog eu frumos. Chiar vă rog.
Haideți să mă ascultați un pic și după aceea, dacă aveți, să-mi dați o replică, vă rog, Maria, să o faceți. Maria, nu poate să facă. Voi, nu, nu funcționează, i-am dat. Ba, da, merge. Merge? Vorbește la el. Mai devreme s-a vrut că nu se aude. Hai, Maria, nu. Vreți dumneavoastră neapărat să intrăm într-un calcan de ăsta așa, un ping-pong, iurea? Bun, voiam să vă spun că învățământul din municipiul Giurgiu urmează să se confrunte cu o problemă extrem de gravă. Pe repede înainte am să vă descriu ce s-a întâmplat. La sfârșitul anului trecut, învățământul din municipiul Giurgiu a încheiat după o lungă perioadă, din punct de vedere financiar, anul pe zero, fără să mai aibă nici măcar un greu datorie către nimeni. Asta grație întregii echipe care a gestionat sistemul, de la director, administrator și cei din primărie care m-au ajutat în acest domeniu de activitate. Ce s-a întâmplat după aceea? S-a întâmplat că dacă anul trecut am avut un buget din cota defalcată pe TVA de aproximativ 5.700.000, anul acesta am avut un buget de 4.980.000. Deci mai mic. Ca să vă dau o singură comparație, anul trecut am avut cea mai mare factură la termen, 420.000 de lei adunată pe întregul municipiu, iar anul acesta cea mai mare a fost de aproximativ 1.600.000. Aceste cifre vă pot scoate foarte ușor în evidență faptul că banii aceștia nu ne pot ajunge pe mai mult de 6 luni de zi. Astăzi, după toate artificiile contabilicești financiare pe care le-am făcut grație colegilor mei și înțelegerii tuturor, mai avem aproximativ 500.000 de lei în cont, nu în cont, că noi avem un cont, ca și prevedere, bani care ne-ar ajunge până la maxim sfârșitul lunii august. Astea sunt realitățile crude și crunte. Ce am făcut încă din secunda 1 în care am văzut în februarie că se întâmplă treaba asta, am depus toate demersurile până la nivelul președintelui României. Am fost în audiențe la minister, am fost peste tot și am arătat situația gravă cu care ne confruntăm. Rezultatul este doar o promisiune în momentul de față că la rectificarea bugetară vom primi niște bani. Eu vă spun că nu știu ce se va întâmpla, vă spun doar ce se întâmplă astăzi, asta este realitatea, iar dacă nu vom face front comun de la cel mai mic până la cel mai mare, până la toți parlamentarii noștri pe care îi rog în mod expres să lase la o parte absolut orice apartenență politică și să dea mâna să rezolvăm această problemă, pentru că e a noastră a tuturor și eu acum nu fac apel doar din calitate de viceprimar. Fac apel în calitate de profesor, de giurgiuvean și de părinte. Trebuie să dăm mâna și să lăsăm absolut orice idee politică deoparte și să rezolvăm problema sistemului de învățământ. Adminte, se va întâmpla așa cum l-am informat pe domnul ministru al învățământului. Nu spun că închidem sistemul de învățământ. Un altceva care generează același lucru. Nu vom putea să achiziționăm niciun fel de servicii sau o vom face. O lună, a doua lună vor veni datorii, vor veni și pentru neplata facturilor vor închide gaze, energie electrică și așa mai departe. Și poate că de la un necesar de aproximativ 4.500.000 astăzi, după aproximările noastre pentru a închide anul, vom avea nevoie de dublu. Încă o dată vreau să spun că bani pentru burse, pentru semestrul al doilea al acestui an școlar, nu avem. Am acordat acum, astăzi, bani pentru semestrul 1 al anului școlar 2021-2022. Banii care au fost alocați până pe trimestrul 4 au fost redistribuiți și aduși în trimestrul 1 și 2. Aceasta este realitatea. Îmi pare rău dacă v-am vorbit mai mult, dar era necesar să fac această intervenție pentru ca toată lumea să știe unde suntem și cu ce ne confruntăm. Vă mulțumesc mult! Deci de tuturor, cum vă rog, da. Mulțumesc pentru intervenția din aur, dar, într-adevăr, aici este o problemă serioasă.
Și nu cred că este cineva de vină dintre noi, decât unul singur care, din păcate, astăzi lipsește și care, el ar trebui să fie liantul dintre ceea ce spune dumneavoastră mai devreme și nu se înțelege cu viceprimarul în funcție, PNL, care nu are nicio atribuțiune în prezent. Că de asta a spus că deschideți o cutie a Pandorei care nu are sens. Deci ne înțelegem de la capătul puterii și după aceea să ne uităm că noi ceilalți consilieri vrem să facem bine pentru acest oraș sau ceilalți parlamentari. Deci, în primul rând, dumneavoastră trebuie să vă lămuriți care și ce probleme aveți și după aceea să veniți să ne cereți nouă celorlalți oameni ca să venim la ajutorul dumneavoastră. Dacă noi vedem că, de fapt, în cadrul aceleiași știi că există dispute, evident că undeva lanțul de iubire se rupe. Și asta e viața, n-avem ce să facem. Nu suntem niciun vinovat. Domnul președinte, vă felicit pentru abilitatea de a aduce discuția cu totul și cu totul alt loc. Nu despre asta am vorba, altceva am spus, dar... Eu am înțeles, domnul vice, eu am spus în calitatea mea. Nu are și să-mi spuneți în momentul de față că nu am anunțat pe toată lumea la momentul potrivit, vă pot arăta că nu e deloc așa. Dar asta e cu totul și cu totul altă problemă. Dacă vă plângeți, nu vă rezolvă nimeni. Eu nu m-am plâns. Nu se rezolvă. De când ați venit la putere în primărie, asta vă tot plângeți. Eu nu m-am plâns. Domnul Sosav a făcut ca băncile să nu vă mai asigure niciun credit. Pentru că vă plângeți că n-aveți tot timpul și că primăria este în faliment. Deci dumneavoastră sunteți de vină. Nu mai dați vina pe alții. Domnul Rui, dumneavoastră sunteți un bun politician și asta se vede cu mulțumită, ceea ce eu mai am de învățat la politică. În schimb, eu mi-am văzut de treaba mea acolo unde am fost pus mulțumesc. Felicită, domnul, deci așa susțineți ca și cu amintit. Dați-mi voie și mie să mă puțin dreptul de președintea ședinței. Unul la mână să vă spun că, din contradicții, de obicei se las și lucruri bune. Nu asta ar fi problema mare. Ideea este că nu am înțeles, Marian, ce ar trebui să facem mai departe. Am discutat că trebuie să facem unitate. Nu cred că e cineva de aici în încăpere care n-ar vrea să pună umărul ca să rezolvăm problema, dar ce ar trebui efectiv de făcut? Este și doamna inspector aici, dacă din să ai mai în măsură. E foarte bine subiectul, doamna inspector. Încă o dată un material va fi trimis săptămâna viitoare către guvern și președintele României ca o revenire, pentru că precedentul a rămas fără niciun răspuns. Nu fac altceva decât să informez pe toată lumea și fiecare pe căile pe care le are și poate să le acceseze, să încerce să ajute în bun fel. Știm foarte bine că lobby-ul este foarte important în momentul de față și cred că Ministerul Finanțelor este apropiat de noi la această situație. Bun, deci să înțeleg că rămânem tot cum am zis la guvern, că asta e cea mai singura soluție momentan. Eu nu văd asta. Atunci ridic mingea la tirul domnului Măroiu, că știu că are un invitat important luna iunie și eu rest succes să-l convinc că să ne sprijine puțin cu niște fonduri în spețele de urmă al finanțelor. Domnul Rui, vă succes și vă mulțumesc anticipat. Declar ședința închisă și vă mulțumesc tuturor.